În 2004, Alexandru Sandulescu, de la 24 fan, a venit cu o propunere la mine. Florine, n-ai vrea să scrii niște articole în revista mea? Îți dau 50 de lei pe articol. M-au scripit ochii, zic, dar despre ce să scriu? Nu știu, știi tu, știi de ce vreau. Să știți că nu e așa ușor să îți alegi un subiect. Nu zic, despre ce am? Scrii și tu despre cafenele, despre restaurante. Gata, zic, scriu despre cafenele și restaurante. Și după ce încep să le număr în cap, zic, mai mult de 10-15 cafenele și restaurante împreună, nu știu. Că eu nu sunt un stând de cafenea sau un șmecher de București să le știu pe toate. Eu sunt un fraier care se plantează într-o cafenea sau într-o crâșmă și nu o părăsește, că o mare dragoste. Deci asta nu pot să am. Și am stat, m-am plecat la cap, mi-am... Urmă, am întrebat tehnoredactorul, în câte semne trebuie să scriu? A, zice, 1750 de semne. Asta e foarte puțin, sau e foarte mult. O pagină, sub o pagină. Și n-am știut cu ce să încep. Zic, mai bine încep cu altcineva. Singura poveste care nu este a mea, din toate astea, este prima povestire, care este a lui Mircea Nedelciu. Mircea Nedelciu mi-a povestit o întâmplare din viața lui de ghid turistic.